Toată lumea se întreabă în această perioadă dacă se inversează anotimpurile. Avem temperaturi de vară la final de octombrie. Ce se întâmplă mai exact cu vremea? Aflăm de la specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie. Meteorologul de serviciu Mihai Timu e în direct cu noi. Domnule Timu, bună ziua! Bună ziua! Domnule Timu, avem parte în continuare de vreme caldă? Toată jumătatea de sud, da. Da, într-adevăr, pentru că aerul tropical va continua să persiste până spre finalul acestei săptămâni în țara noastră. Ieri am înregistrat deja valori de 29 de grade în extremitatea de sud a Banatului. Din nou, în această după-amiază, tot acolo vor fi în jurul la 28 de grade, dar valori de 25-26, izolat 27 de grade le așteptăm în orele următoare și în Oltenia, Muntenia sau Moldova. De asemenea, și minimele vor fi în continuare destul de ridicate peste mediile multianuale, undeva între 6 și 16 grade la nivelul întregii țări și doar în estul Transilvaniei vor coborî spre valoarea de 0 grade Celsius. De asemenea, în zilele următoare, chiar dacă temperaturile vor marca o ușoară scădere în partea de vest și nord-vest a teritoriului, încă se vor menține mult mai ridicate decât mediile multianuale. Practic, în continuare, până sâmbătă inclusiv, așteptăm maxime undeva de la 18 la 26-27 de grade, din nou cele mai ridicate valori să fie în partea de sud și sud-vest, ca aspect și vremea va rămâne în continuare predominant frumoasă, doar niște înorări trecătoare. Singurul element, fenomen meteo pe care îl așteptăm în diminețile următoare va fi ceața, așa cum s-a întâmplat și în ultima perioadă, mai ales în zonele joase din Transilvania, Moldova, Oltenia sau Muntenia, însă cu remarca că această ceață nu va persista și pe timpul zilei. 29 de grade, domnule Timu, la final de octombrie, spuneați, vorbim de temperaturi record pentru această perioadă? Ieri și astăzi, de fapt ieri dimineață și ieri pe zi, am avut deja recorduri la temperaturi zilnice la mai multe stații, mai ales în zonele deluroase din partea de sud și sud-vest a României. De asemenea, și în anumite, pe crestele montane am avut temperaturi. Am avut, practic, temperaturi cu cel puțin 7-8 grade mai ridicate decât mediile climatologice ale perioadei și nu este exclus ca și astăzi, poate chiar și mâine, să mai asistăm la astfel de recorduri zilnice. Totuși, însă, suntem departe de recordurile lunare. Au fost ani, e adevărat, la început de octombrie, nu la mijloc de octombrie, când am înregistrat chiar și valori de peste 35 de grade. Să nu uităm, pentru luna octombrie, cea mai ridicată temperatură este de 39 de grade în județul Ialomița. Exact asta voiam să vă întreb, domnule Timu, în vasta dumneavoastră experiență de meteorolog, vă mai amintiți la final de octombrie astfel de temperaturi în România? Sau de câți ani nu s-a mai auzit de așa ceva? De obicei, cam de câțiva ani buni, într-adevăr, mai degrabă se întâmplă la începutul lunii octombrie, când e tranziția între septembrie și octombrie, încă mai putem avea temperaturi de vară, dar așa punctiform s-au mai realizat totuși valori de peste 25 în anumiți ani, dar parcă nu la fel de cum se întâmplă în acest an, când valorile sunt pe arii destul de extinse, însă lucrurile par să devină la normal undeva la începutul săptămânii viitoare, când temperaturile vor scădea și de asemenea ploile vor face apariția la început în vestul țării, apoi și în mare parte din restul teritoriului. Vă întreb acum, domnule Timu, așa cum se întreabă toată lumea, cum se întreabă în popor, să ne așteptăm să avem parte de acum înainte, încet, încet, doar de două anotimpuri, iarnă și vară, cu asemenea evoluție climatologică? Anotimpurile vor rămâne, cel puțin calendaristic, dar așa cum observăm în ultimii ani, este o alternanță între cald și rece și chiar o întrepătrundere a acestora chiar și în sezoanele vară și iarnă. Cu siguranță sfârșitul toamnei, dar și începutul acestei ierni ne va mai aduce astfel de extreme, adică perioade foarte calde urmate de perioade cu răciri bruște și de asemenea trebuie să ne așteptăm și la fenomene extreme în intervale scurte de timp, când vom avea parte și de precipitații abundente, posibil din nou să fie efecte chiar și de iarnă în zonele montane, mai ales că vom intra în luna noiembrie și climatologic trebuie să ne așteptăm la acest lucru. Și să ne așteptăm ca după acest val de căldură, domnule Timu, să vină ninsoarea?
Deocamdată nu, dar nu excludem posibilitatea. Am spus că în ultimii ani vedem astfel înmulțirea sau creșterea în frecvența fenomenelor extreme. De fapt, această alternanță între perioade foarte calde urmate de perioade cu răcire. De altfel, în această toamnă nu prea am stat pe norme. Așa cum știți, am stat fie pe temperaturi ridicate, fie pe temperaturi scăzute, dovadă și acest episod din zilele acestea. Mulțumim foarte mult, domnule Timbu, pentru intervenția și pentru explicațiile pe care ni le-ați oferit.